o carte, adică donează. Nu donează, o precomandă, eu va primi. Cei care donează sunt primii care primesc cartea. Ai un public țintă căruia îi te adresezi sau... Îl caut. În campaniile de crowdfunding. E un public țintă sau vin pur și simplu și se mai adună față de se cum fragmente sau anterioară? De unde știu? De unde se știe conținutul? Noi ca Hiperlectura avem o revistă de 5 ani și avem un public clar țintă. Publicul nostru este un public cât de cât tânăr, cum li se spune oamenilor, ci corporatiștii, care sunt totuși pasionați de cultură, vor să investească în chestia asta, noi lor ne adresăm. Dar fiecare autor care vine are publicul lui și așa încercăm să unim fiecare bucată. Pentru că, de exemplu, istoria Europei, a volumul 1 pe care îl avem aici, a avut un public total aparte pentru cei care chiar au trăit vremurile și pentru ei această carte a fost ca o împlinire și ca o dreptate făcută generației lor. Pe de altă parte, Octavian Suvian sau Radu Adulescu și au publicul foarte diferit. Se adresează altora. Dar fiecare carte e... Dar au apărut fragmente undeva din roman? Nu, înainte? Nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta, doar când este cartea... Au apărut totuși înainte, pentru că am lucrat... Sau o cronică despre... Cronica venind în acea carte. Prezentarea cărții pe care am făcut-o a inclus, da, și o oarecare cronică și înțeleg. Povestea lui Radu legat de cartea asta pe care am scris-o și aici, vorbeam mai devreme de Uniunea Scriitorilor, când a fost dat afară și, efectiv, în stradă și de aici Casa Visurilor, care l-a inspirat. Bine, acum a ficționalizat toată treaba asta și... Nu, evenimentul ăsta nu apare deloc. Da. Cum au fost primite celelalte nouă, în raport cu aceasta? Cu premii. Asta nu știu cum va fi primită. Asta e a doua e prea proaspătă, că azi de pronunță. Dar au fost primite bine. Deci cele 10, 9 romane au primit în 2, 3 și chiar 4 ediții, da? Dintre care 3 au apărut în străinătate, la lecturi în străinătate, în Franța și în Ungaria. Și cât a permis piața de carte de aici? Piața de carte este așa cum o fac editurile și editurile mari. Asta să fie clar. Bine, și cititori și scriitori. Deci piața de carte o fac editurile în primul rând, în al doilea rând cititori sau în mod egal și pe urmă scriitori. Și trebuie să recunoaștem că e căzută, nu? Piața. Nu e cum e la unghi, nu e cum e la sârg. Nu e cum e la sârg. Nu, eu cred că e mai bună decât la sârg. Da, sau decât la americani sau la ruși sau la... Te-aș întreba. Domnul, mi se pare că discuția trenează ușor. Vreau să vă întreb, sunteți nu doar editor și scriitor, sunteți doi scriitori de marcă. Vreau să vă explicați cum se explică propensiunea asta pentru marginal, pentru cazurile astea, că și Sovian scrie în romanele lui numai despre excentrități. Vreau să vă spun, să vă dau așa ca un punct de pornire, la o conferință a lui Breban de la filiala Academiei. El zicea așa, domnilor, literatura nu poate să fie morală pentru că noi nu facem decât să descriem viața așa cum este și ea e imorală. Liceana, în ultima carte, nu vreau să vorbesc prea mult despre ea, dar spunea un lucru interesant. De la Madame Bovary încoace, toată literatura europeană și a lumii vorbește despre eșecul normalității, al familiei moderne și a moralității în viața socială. Deci, întrebarea este ce puteți spune despre moralitatea noastră și despre aplicarea asta a tuturor scriitorilor spre situații excentrice și marginale. Nu mai există omul normal pe care, că știți înainte, am scăpat acum de cenzură. Dar știți că editurile americane nu acceptau prin anii 80 decât cărți cu excentrici și cu marginale. Și acum, noi am așteptat. Sau vreau să-mi spuneți cum vedeți trendul ăsta al moralității în artă, fără bigotism și fără
cum să vă spun, așa, ca scriitor și domnul Ruse ca editor, că dumneavoastră trebuie să și vândă cărți. Deci, moralitatea, în alta moralitate, cea care reiese implicit, în primul rând, din credință, din religie, din ortodoxia noastră, pe de o parte, reiese și din literatura laică. Din aceste cărți, în care e vorba despre marginal, despre excentrități, de... Este implicit acolo, numai să știi să o vezi. Scriitorul, cum am spus și mai devreme, lucrează cu o cunoaștere a inimii. Omul este așa cum este și trebuie să vedem în el ceea ce numiți dumneavoastră moralitate. Omul, indiferent ce face, are fibra lui credincioasă, are sâmburile ăla divin. Așa spunea Flaubert, că de lege spunea că Flaubert, familia modernă, nu, Flaubert este părintele romanului modern. De la el a pornit romanul modern. Până la el era roman romantic, cum e Hugo. Acolo vedeai moralitatea în mod explicit. Dacă vedeți în Mizerabilii sau în ce a scris Hugo sau Dumas, în Cei trei mușchetari, era altfel decât romanul modern pe care l-a făcut modern, l-a făcut Flaubert. Toți de acolo, și Dostoievski, ați văzut ce se întâmplă profesie, primă și pedeapsă, și demoni. El a fost primul, demonii, apropo de demoni, care a fost vizionar, arătând, presimțind că va veni comunismul, că va veni revoluția bolșevică, că de acolo va veni. Demonii este această viziune a lui Dostoievski asupra nenorocirii care se va abate asupra omenirii. Că în acest interval de 100 de ani, că acum se plinesc 100 de ani sau s-au împlinit de la Revoluția Bolșevică, nici când omul n-a provocat semnului său mai multă suferință și moarte decât în această 100 de ani. A fost gulag, a fost holocaust, a fost două războaie mondiale, acum e terorism, e globalism, deci toate chestiile astea sunt niște nenorociri pe care încercăm să le explicăm în fel și chip. Iar literatura, adevărata literatură, marea literatură, care din păcate nu e literatura română, că literatura română e literatură mică, literatura contemporană mare, literatura rusă, literatura de limba anglosaxonă, literatura spaniolă, literatura latinoamericană, sudamericană, această literatură, prezentând toate chestiile astea, nenorocirea asta din ultima sută de ani, încearcă să descălcească, să ne arate pe ce lume trăim. Deci, avea, întrucândva, trate brebați, spunând că literatura nu are un rol moral. Are un rol moral, dar implicit, fără să fie explicit. Nu e etica și echitatea socialistă, cum era acolo, cum era pe vremuri, știi? Aplicați una din cărțile noastre, la Amantul Coliverese, de exemplu, ce spunem despre ce vorbim. Sunt flatat, a citit? Sunt foarte flatat că a citit. Domnul Ramu Saveru Gengean este prozator, poet, critic. Nu numai atâta, dar am trimis și domnului Ruse o carte pentru hiperliteratură, nu-și mai duce aminte. Foarte bine. Vorbim la urmă, n-are importanța asta. Spuneți, cum aplicați preceptele astea la un roman propriu? Că vreți să-mi spuneți că normalitatea reiese și din o carte despre marginal. Prin contrast, acum. Exact așa. Deci, a citit Amantul Coliverese, da? Am citit încă... Deci, marginalitatea, după cum spune Steinhardt, îl dă niște soluții pentru ieșirea din cercul concentrațional. Este una din soluții. Dacă nu vrei să te supui sistemului și să fii... și să adici prin acele compromisuri, alegi marginalitatea. Personajul principal din Amantul Coliverese a ales marginalitatea. El fiind tocmai din familie ceea ce era. Și a ales marginalitatea și raptarea, implicit, ca să zic așa. Ar fi o mică explicație dacă vă satisface. Acum, depinde și în ce măsură ați rezonat cu conținutul acelei cărți, cu acea carte, cu acea romanță. De câți ani a apărut? Că parcă am citit mai devreme. A apărut în 94.
A apărut în 94 la Nemira, a fost prima ediție. Și cartea de debut, cum s-a chemat? Sunată pentru acordeon, în 93, în decembrie 93. Astea au fost primele două cărți la care am lucrat până în Revoluție, fără speranță că vor fi publicate. Am citit și niște interviuri pe tot tema asta, pe voastră, pe viața dumneavoastră. O curiozitate, Dumnezeu. Cum de a fost tradus romanul dumneavoastră în limba maghiară? Mai sunt și alți scriitori români traduși în limba maghiară? Da, da, da. Sunt editori. Este adus în sârbă. Da? În sârbă. Se întâmplă în mod accidental pe unele filiere. Pe unele filiere? Noi avem, așa zise filiere, ce filiere importante sunt ocupate. De Călătărescu și de... Eu chiar îmi doresc la editură, următorul pas după ce ne punem o bază de autori și în primul rând să treacă 3-4 ani, să avem și noi 30 de titluri, 40 publicate. Principala mea țintă va fi tocmai să atac în ghilimele piețele de lângă noi pentru a traduce cărțile autorilor noștri. Mă interesează foarte mult Ungaria și am mulți prieteni și agenți literari. Serbia, Bulgaria, chiar și Ucraina, care conferă o limbă care se poate duce în altă zonă. Eu cred că multe edituri greșesc tot timpul ducându-se spre marile țări, că trebuie... Cred că sunt niște etape ca să ajungi până acolo. Nu poți să traduci direct în Franța. Să ai vreo 3-4 traduceri și în țările astea. Marile țări nu vor să audă de scriitor român. Pentru că în Franța, uite, în Franța nu poți. Matei Vișnie, care e în Franța, stă în Franța. E Marius Popescu, dar eu cred că trăiește acolo. Direct în franceză, trăiește la Geneva. Haideți să vorbim despre marele Clenci Călătărescu, că vorbiți de literaturi mari și mici. Ăsta e...